A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, de mult de tot, o femeie care locuia într-un orășel, într-o cetate, în apropierea Ierusalimului. Și în toată zona aceea, vegetația este foarte, foarte uscată. De multe ori, fântânile cu ape se găseau foarte rar și la îndepărtare mare de cetate. Așa se întâmpla că în acea cetate în care locuia această femeie, rostul ei era să aducă de la fântână apă în fiecare zi. Iar fântâna, cea mai apropiată de cetate, era undeva la vreun kilometru, doi în afara cetății, la o fântână, chiar în deșert. Și în fiecare dimineață, lua cele două vase pe care le avea ea de lut, le cobora frumos la fântână, le umplea cu apă cristalină, proaspătă și dulce, și urca înapoi în cetate și dădea oamenilor apa. În fiecare zi la fel. Cobora frumos la fântână, umplea amândouă vasele cu apă cristalină, dulce și proaspătă și urca înapoi în cetate și dădea oamenilor apa. Într-o noapte, pentru că în zona aceea deșertică noaptea este foarte frig, a rămas puțină apă pe fundul unui vas. Așa fel încât apa aceea a înghețat, iar vasul s-a crăpat. A doua zi dimineață, femeia cu amândouă vasele a coborât frumos la fântână, le-a umplut pe amândouă cu apă cristalină, proaspătă și dulce și a urcat înapoi în cetate. Bineînțeles că din acea clipă vasul perfect a început să-i spună vasul imperfect. Na, acum te-ai stricat. Nu mai ești bună de nimic. Uite, te-ai spart. Ești un ciob și nimic mai mult. Hai să vezi. În curând o să te arunce la gunoi. Iar vasul imperfect, auzind ceea ce spunea vasul perfect, fără să spună nimic, fără să riposteze, a început să plângă prin crăpătura aceea mică. Și plângea, și plângea, și plângea. Dar femeia mai departe ducea amândouă vasele la fântână, cu amândouă urca înapoi în cetate și cu amândouă dădea oamenilor apa. Și în continuu vasul perfect prindea mult curaj și spunea tot timpul aproape: Uite, te aruncă la gunoi în orice clip, ai să vezi, nu ești bun de nimic, uite acum, uite să vadă, nu duci nimic bine până la capăt, asta înseamnă să fii un netrebnic, un netot, asta ești, nu poți să faci nimic bine, n-ave nimeni încredere în tine, că nu poți să duci nimic până la capăt, uite, poftim, arunci apă pe jos, ești un ciob. Și în continuu spunea treaba asta. Când cobora la fântână, când erau la fântână, când urca înapoi în cetate, când dădea oamenilor apă de-a lungul zilei, noaptea, ziua. Și în continuu, vasul perfect îi spunea treaba asta. Iar vasul imperfect în continuu plângea și plângea și plângea. Și bineînțeles, într-o zi, pe când erau la fântână, femeia care era un om tare înțelept și-a lăsat lucrurile să crească, să se întâmple, dar știa foarte bine glasul păsărilor, glasul florilor și glasul vaselor. A auzit tot ceea ce spunea vasul perfect, vasului imperfect. Și fiind la fântână, a spus: Tăcere! Ascultă la mine, i-a spus vasului perfect. Uite, pe partea unde a trecut vasul imperfect, a căzut apă pe jos, a crescut verdeață, viață. Pe partea unde ai trecut tu, a rămas pustiu și uscat. Și de atunci, vasul perfect n-a mai vorbit niciodată. Dragile mele dragi, mă bucur foarte mult că ne revedem la nivelul 2 al cursului Lecții cu Stil. Am început cu această poveste pentru că, cred eu, este foarte relevantă. Vedeți, perioada aceasta de nesiguranță în care trebuie, volens nolens, să ne adaptăm, să găsim soluții, pare pentru foarte multă lume, atât pentru adulți, mai ales pentru adulți, dar și pentru tineri, pentru elevi, pentru copii, o perioadă de imperfecțiune, în care și noi, exact ca și vasul acesta imperfect, avem senzația că nu facem nimic bine și că oricât am încercat să ne stăduim, să deținem controlul și să facem lucruri bun până la capăt, nu putem. Și e în regulă. E în regulă așa, pentru că așa de-abia lăsăm ceva în urma noastră și cu siguranță, chiar dacă încercările pe care le avem în varianta de predare online nu sunt totdeauna cele mai reușite, cu siguranță va rămâne ceva, o sămânță bună în inima și mintea elevilor dumneavoastră. Să fiți siguri de acest lucru. De asemenea, e foarte important în această perioadă pur și simplu să acceptăm că e o situație diferită și ca de aici să creștem, de aici să găsim soluții,
ca să rezolvăm aceste probleme, ca lucrurile să meargă mai departe. Elevii au nevoie de foarte multă încredere, de foarte multă constanță, au nevoie să știe că sunt protejați, că totul este bine și că au un confort psihic din partea profesorilor. Și de aceea noi trebuie să facem un plus de efort în această perioadă, dar cred că este spre folosul atât al copiilor cât și al nostru. Și de aceea o să vă îndrum prin pașii pe care vi-am prezentat și data trecută, puțin mai amănunțit și mai în detaliu, cum să ne pregătim această lecție online, în așa fel încât odată pregătit tot acest decor, acest context, să reușim să ne predăm produsul educațional la un standard foarte ridicat. Eu nu spun că trebuie să fie la fel ca și la școală, ba din contră, de multe ori știți foarte bine că trebuie să le adaptați într-o formă de joacă, mai diluată informația, altfel trebuie să primească în această perioadă elevul materia. Însă, dacă toate aceste detalii pe care acum vi le prezint sunt bine puse la punct, cu siguranță atenția, puterea de concentrare, deschiderea, atât psihică cât și emoțională, dar și intelectuală a elevilor va fi mult mai ridicată și se poate de foarte multe ori ca o experiență de genul acesta, de predare în acest fel, ciudată și nouă, să fie, pe de altă parte, o formă în care elevul să primească mult mai multe informații. Bun, și pentru asta o să începem cu primul pas. Primul pas este cadrul. E foarte important să alegem un cadru